Sărbătoarea Leleștenilor s-a desfășurat în parcul din centrul localității și a debutat cu intonarea imnului național, după care oficialitățile locale au premiat pe cei care au condus primăria Lerești în primii ani de după Revoluție. Acordă diploma de excelență domnului Ion Damaschin pentru activitatea desfășurată în calitate de primul mandat de primar ales în Comuna Lerești în perioada 92-96. Diploma de excelență se acordă domnului Nicolae Alexandru pentru activitatea desfășurată în calitate de viceprimar în primul Consiliu Local ales în perioada 1992-1996. De asemenea, cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie au fost premiate, iar oaspeții veniți de la Consiliul Județean și Prefectura Argeș au ținut să marcheze această zi importantă pentru lereșteni prin înmânarea unor plachete aniversare. Diploma de recunoștință se acordă familiei Banu, Ion și Ana la 50 de ani de căsătorie ca un semn de recunoștință din partea comunității pentru valorile morale pe care familia le-a păstrat și promovat. Semnează președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, și primarul Comunei Lărești, semnat. Chiar dacă norii au amenințat toată după-amiaza, sute de petrecăreți au venit să urmărească spectacolul susținut de artiștii consacrați ai județului nostru, printre care Grațian Bădescu, Gavril Prunoiu, Liviu Iana și grupul vocal bărbătesc Dorul Mușcelene și nu în ultimul rând ansamblul folclorii Carpați. Lângă râul lui, la umbrița faculului, mă.
Voia bună a durat până târziu în noapte, primarul Ion Berevoianu și viceprimarul Marian Toader fiind cei care au dat tonul petrecerii, încingând o horă pe muzica maestrului Gavril Prunoiu. Măioara lui Meniciu, măi măi.